astăzi nu am avut timp să mă organizez și să-mi fac un filmuleț ceva mai complex. Însă, mâine am un botez și am zis că este o ocazie bună să vă arăt cam cum mă organizez când vine vorba de pregătirea tehnică pentru un astfel de eveniment. Și ceea ce voi face, vă voi arăta cum arată trusa mea și cam care sunt echipamentele pe care le iau în funcție de evenimentul la care mă duc. Mâine voi avea o ședință foto înainte de botez, botezul la biserică și cam atât. Deci nu voi lua o trusă completă. Însă vă voi arăta cam cum ar arăta trusa în cazul în care aș fi avut și o petrecere și vă explic de ce aș fi luat câteva lucruri în plus. Cam așa ar arăta trusa mea pentru un eveniment, plus minus câteva lucruri și voi explica exact despre ce este vorba. Asta este trusa în cazul în care mă duc doar ca fotograf. În cazul în care am și un videograf și este videograful meu, atunci aș lua în loc de blitzuri lumină continuă. Însă pentru că sunt singur astăzi, voi folosi blitzuri. Și în ceea ce privește camerele, am două camere. Camera principală, care este un Fujifilm X-H1, care are un grip. Un grip ce-l face destul de mare și de greu, însă cu 3 baterii în el pot să țin practic un eveniment întreg, chiar și o nuntă, deci pentru mâine nu-mi fac griji. Însoțit de un X-Pro 2, care este un backup, pe X-H1 ca obiectiv principal folosesc un 16-55 cu 2.8. Acesta este completat în mare parte de un 16mm, ce este în momentul de față împrumutat colegului meu, și un 56 de milimetri. Pe body-ul de backup am un 35 de milimetri 1.4. Ceea ce trebuie să menționez este că aparatele de la Fujifilm sunt aparate crop, deci toate aceste focale se vor mulți cu 1.5. Deci practic avem un 24-70 completat de un 24 milimetri 1.4 și un 85-1.2. Nu vreau să vorbesc de conversia diafragmei în full frame, pentru că în momentul de față pentru mine este irelevant. Ambele camere, indiferent dacă le folosesc sau nu, trag pe două carduri și sunt salvate pe cardul principal RAW și pe cardul secundar JPEG. Ambele carduri pe camera principală sunt de 128. În cazul în care rare ori mi se întâmplă să umplu un card de 128, am al doilea card de backup, care este tot un 128. Acesta este în completarea cardului principal în cazul în care acesta se umple. Pentru camera secundară am un card de 128, card principal, și un card de 32, card secundar. Baterii am suficiente, am încărcătorul de la Fujifilm pentru cu alimentare la priză. Însă am și un încărcător ce primește două baterii, ce-l pot mereu ține conectat la o baterie portabilă și astfel să am tot timpul bateriile ținute la încărcat. Ca obiective am, cum am zis, un 16 mm care este împrumutat, un 56-1.2, un 23 f/2, am avut și varianta cu 1.4. Nu m-am înțeles foarte bine cu ea. Alin, colegul meu, o are, așa că dacă am nevoie de ea, de 1.4, îl împrumut de la el, dar pentru mine varianta cu F2 a fost suficient de bună. Două obiective de la Samyang, un 12 mm și un fisheye ce îl folosesc extrem, extrem, extrem de rar, dacă consider că există câte un cadru mai interesant. În materie de blitzuri, în mare parte folosesc de la Godox un TT685, însă pentru orice altceva folosesc un TT350. Este un blitz super mic și este suficient pentru film. Ele sunt completate de un trigger, varianta X1 de la Godox. Au apărut variante mai bune. Este execrabil din punct de vedere al modului de utilizare. Nu-l recomand în absolut niciun fel. Cele două blitzuri le recomand, sunt ok. Pentru cineva care nu trage rafală de la 10 frame-uri pe secundă, sunt absolut ok. Astea sunt blitzurile cu care aș începe orice petrecere. Astea sunt blitzurile cele mai vechi, încă de la început. Au fost inițial 5,
au rămas 3. Sunt blitzurile de la Yangnuo, folosesc Yangnuo 560 varianta 4 completate de triggerul 560TX. Sunt blitzuri numai manuale, chiar dacă aceste două blitzuri sunt TTL, rare ori le folosesc în modul TTL. În mare parte le folosesc în manual. Sunt puține situațiile în care TTL-ul mă ajută cu adevărat. E ok, dar îl folosesc destul de rar. Și aceste blitzuri sunt poate cele mai bune blitzuri pe care le-am folosit, pentru că nu sunt atât de complexe. Cu Yangnuo n-am avut absolut nicio problemă. Sunt simple, n-au TTL, nu-mi fac griji cu ele, dacă cad și se întâmplă ceva cu ele, sunt ieftine, le pot înlocui. Ca ghiozdan am un Lowy Pro. Este un ghiozdan ce extrem de uzat, după cum se și vede. Însă îmi place pentru că este solid, este încăpător, intră super mult în ghiozdanul ăsta. Este modular ca majoritatea ghiozdanelor foto. Principalul motiv pentru care ăsta este ghiozdanul meu este că pot să elimin acest sertar și când am joburi unde am nevoie de AD600, acesta poate să intre fără niciun fel de problemă în spațiul ăsta de jos, iar restul aparatelor și obiectivelor de care am nevoie, toate încap în jumătatea asta de sus. Îmi place, este destul de solid, bine izolat, nu am avut probleme pe perioada frigului. Odată cu trecerea de la frig la cald și de la cald la rece, să observ că aparatele sau obiectivele au condens pe ele, lucru care este extrem de important când lucrăm cu electronice. Deci asta este ghiozdanul meu, este extrem de uzat, extrem de folosit, însă am trecut prin multe ghiozdane. Ăsta este singurul care, din punct de vedere al spațiului și al ergonomiei, a funcționat pentru mine. Sunt 3 compartimente buzunare în care am card, cabluri și alte nebunii și, bineînțeles, buzunar pentru laptop. Bun, ăsta este ghiozdanul și tot echipamentul va intra aici. Hai să vedem cum arată acest ghiozdan completat cu ce avem nevoie mâine. Cam așa arată trusa pentru ziua de mâine. După cum se vede, aici este exact locul pentru celelalte blitzuri, însă pentru că nu o să am nevoie de ele, nu le voi băga. În trusă am mereu o pompiță pentru praf, pentru că folosind mirrorless lucrurile sunt ceva mai sensibile și de multe ori se întâmplă să intre către un firicel de praf pe senzor. Stilou de curățat, microfibră care trebuie să fie constant întrusă, câteva cabluri pentru transfer și toate cele în cazul în care iau laptopul cu mine, bateriile le țin aici și dacă mai am nevoie de alte accesorii, mai este un buzunar aici pe capacul din față unde pot să mai depozitez câteva lucruri. Cam așa arată trusa mea pentru un eveniment de genul acesta. Când am evenimente ceva mai mari, se mai adaugă câteva lucruri, însă cam cu asta pornesc pentru evenimentele de genul acesta. Încerc să păstrez lucrurile cât mai simple. Sunt câteva lucruri pe care le respect cu strictețe, de exemplu să știu că am toate bateriile încărcate, toate cardurile sunt descărcate și după aceea formatate. Când am evenimente mai mari, mă asigur că îmi car mereu un laptop cu mine, astfel încât să fac constant backup. Însă pentru că mâine evenimentul este atât de scurt, nu-mi fac foarte mari griji că se poate întâmpla mare lucru. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, știu că am cardurile de backup în care știu că am cel puțin JPEG-urile salvate. Bun, sper că acest filmuleț să vă fie de ajutor.
Ca întotdeauna, aici a fost Florin și ne vedem mâine.